Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Emisiunea Tarotela. Mi-a plăcut ideea asta, o să o continui. Vin de asta dată cu o etalare generală la alegere despre ce se va întâmpla în decembrie și perioada următoare, nu musai decembrie, dar începe în decembrie, eventual să se desfășoare. Nu vorbesc musai despre începuturi, dar posibil, rămâne de aflat, rămâne de aflat. Aș vrea să vă anunț că aș vrea la această etalare, pentru că n-am mai făcut de mult și știți că unor fac și cu cărțile invers, o să le amestec în fața voastră. Deci, începem să vă alegeți ceva. Aolică, trebuie să vă și alegeți. Am uitat că trebuie să vă alegeți. Mai, mai, mai. Și n-am decât o piatră. Ce să vă mai dau de să alegeți? Uite, m-am apucat de treabă fără să... gata, știu ce să vă dau. Știu ce să vă dau. Am găsit, am niște chestii foarte frumoase. Asta pentru că trăim niște vremuri foarte dificile, foarte provocatoare, care ne îndeamnă la regăsirea credinței, da? Din cauza asta, datorită, nu din cauza, vreau să vă alegeți ce frumoase. Asta, unul. Hai să fie oarecare. Ia să vedem. Ok. Deci vă alegeți. Dragii mei. 1, 2, 3. Da? Vă puneți pauză, vă uitați bine. Data viitoare să le folosesc invers, eventual. Okidoki. Deci, rămâne să vorbim despre primul număr. Energia generală, dragii mei, în primul rând. Energia generală, primul număr în decembrie și perioada următoare. O, sunt multe, nu. Am văzut masculin și feminin. Trebuie să vă echilibrați masculinul și femininul. Sau în relație, ori în voi înși vă, dar ar fi bine și în voi și în relațiile pe care le aveți. Yin și yang, să zicem, masculin și feminin. Ok, un mesaj. Regele de apă, general. Dragoste profundă, ce frumos. O dragoste intuitivă. Comunicați, să vă simțiți unul pe altul dacă aveți ceva. Opa, trei de apă. Nu știu de ce, dar nu-mi dă un vibe prea grozav. Simt că unii dintre voi trebuie să vă dezlegați, ori voi, ori ei. Dacă aveți o relație, nu vorbesc musai doar despre voi, posibil. Pentru că apare apă, apare regele de apă care îi iubește profund, apare un triunghi, da, trei peștișori, nu mai sunt doi, sunt trei și ori amândoi, ori doar unul sunteți într-o relație karmică, ori aveți grijă că poate chiar aceasta este o relație karmică, trebuie să vă înțelegeți sinastria și multe. Da, interesant. Ia uite, integritate. Clar, este vorba de un triunghi, conflicte, șase de foc, conflicte. Cineva trebuie să-și găsească punctul central, să arbitreze situația într-un fel sau altul. E vorba de arbitrare, măcar din punct de vedere emoțional și rațional. Hai să vedem. Și interesant că ați ales această cruce, sunt două personaje, da? Pe de o parte, e vorba de o relație voi cu cineva, dar nu uitați că afară de aceste înțelesuri, chiar dacă sunteți singuri, eu o să încerc, cum știți că încerc să dau mai multe variante. Nu uitați de relația voastră cu voi înșivă, cu sinele vostru superior sau cu îngerii voștri protectori. Hai să vedem. O, diavolul, situație toxică. Un diavol vă iubește. He, he, ce simplu. Și voi vă temperați. Voi îi temperați. Voi încerca să vindecați cu acest rege de apă. Sau poate că amândoi încercați să vindecați. Am zis că e o legătură karmică. Diavolul nu înseamnă musai capricorn, înseamnă legături karmice. Și să știți că multe căsătorii sunt karmice. Și într-un fel sau altul vorba unei colege pe care o mai ascult din când în când. Mă ascult și o colege de pe diferite continente, nu doar de aici. Vorba unei colege, diavolul poate foarte ușor să reprezinte căsătorie. Pentru că diavolul înseamnă Saturn, înseamnă contracte și contractele ne leagă, da? Ok. Am zis că, ia uite, de data asta amestecam părții cărțile în două, am văzut și turnul, am văzut și separare și totuși cineva cu
Cuiva este teamă de o separare și neapărat de separare, cât de reconstrucție. E o separare totuși. Ia, o dată, de două ori, de trei ori. Încerc să fiu mai iute. Una, două, trei. Central. Regele de monede, semn de pământ, dar nu obligatoriu. Pentru mine este soț. Sau, dacă nu-i soț, este afacerist. Sau, dacă nu-i niciuna, nici alta, pentru unii poate să fie taur, poate să fie capricorn, că am văzut mai devreme, poate să fie fecioară, dar nu obligatoriu. Poate au niște planete foarte marcante în aceste semne de pământ. Da? Și poate să fie orice altă zodie care se manifestă așa. Însă, central, vorbim despre voi, nu musai despre relații. Deci încerc să mă adaptez, să creez mai multe variante. Central. Voi vă gândiți la cineva care foarte posibil, cum am zis mai devreme, este căsătorit. Sau este obișnuit să trăiască într-o lume extrem de materialistă. Aici este saltul cuantic. Să folosesc și eu cuvinte mai la modă, da? Saltul cuantic este că acest personaj se deschide sufletul. Să-și deschidă inima, rămâne de văzut. Mai ales că apare central. Cineva s-a obișnuit să pună valorile materiale, ori voi, ori ei, rămâne de văzut cine. Nu vă supărați, am zis că variază și dau și mai multe mesaje. Chiar dacă voi nu vă gândiți la cineva care are marcaj acolo, acel personaj s-a obișnuit să pună central niște tradiții, niște valori materiale, mai mult decât e normal. Provocarea este regina de cupe. Semn de apă, semn de pământ, dar nu obligatoriu. Provocarea este să-și deschidă sufletul. Wow! Voi sau ei. Deși eu cred că voi aveți sufletul deschis. Aici e vibrația voastră. Așa simt. Acum, repet, poate să fie și invers, vice versa. Regele de apă, regina de apă. Un cuplu divin. Vă conectați, am zis, comunicați telepatic. Vă simțiți emoțiile, stările, trăirile. Dar, iar este o inimă. Cineva trebuie să-și deschidă sufletul. Și nu putem să ne deschidem sau nu pot ei să-și deschidă decât prin comparație sau într-o anumită vibrație, da? Cu cineva, wow, deci nu vine să cred. Ok, ok. Baza acestei cruci este 7 de bâte. Nevoia de luptă, nevoia, nu este o nevoie, este o necesitate să vă luptați pentru stabilitatea voastră, pentru a vă menține o anumită poziție. Dar 7 de bâte poate să fie și foarte defensiv. Cineva este defensiv, se apără de dragoste? Posibil, rămâne de văzut. Oh, 2 de monede, iar semn de pământ, dar nu obligatoriu. 2 de monede, să zicem că sunteți voi, să zicem că sunt ei. Cine o fi aici? Că sunteți voi regina de cupe, că sunt ei regele de monede sau invers, repet ca să nu uitați. Doi de monede vorbește despre nevoia de echilibru, nevoia de a-și cântări, interesant, de a-și cântări valorile. Hai să vedem, temperanța pe care o văzui mai devreme, o văzui, îmi place să mai mă joc și să mai glumesc. Wow, au revenit cărțile, înseamnă că sunt puternice, da? În prezent sau în următoarea perioadă apare acest as de cupă, o nouă dragoste. O nouă dragoste între voi doi, oricare ați fi. Și atunci asta înseamnă cupea, care înseamnă printre multe altele și sufletul și inima. Cineva începe să-și deschidă sufletul, ar fi minunat. Și să vadă lucrurile, valorile sufletești, că apare central. Să le înțeleagă dintr-o altă perspectivă, de aia s-a cântărit în ultima vreme. Ce e mai valoros? Lumea materială sau lumea emoțională, sentimentală, spirituală? Wow, ce frumos! Provocarea este ca cine a fost în vibe-ul acela de diavol, de legături karmice, să învețe să se vindece. Și vindecarea apare și la asul de cupe și la temperanță. Temperanța este un profesor spiritual. Și chiar dacă unul dintre voi nu este profesor spiritual pentru celălalt, deși cred, sunt convinsă că așa este, așa trebuie să vă dați timp ca să vă echilibrați emoțiile. Repet, cineva nu a știut că emoțiile au valoare pentru o persoană. Unde mi este? Măi, așa. Cineva, mai ales acest personaj, a considerat că emoțiile au o valoare mai joasă, neimportantă, să zicem. Încerc să-mi aleg cuvintele, da? Pentru celălalt care vine cu aceste cupe, cu acest vibe, emoțiile, spiritualitatea, era undeva mult mai sus. Și atunci voi le turnați
într-un fel sau altul, telepatic, emoțional, energetic, le umpleți cupele și înțeleg, încep să cântărească, da? Pe de o parte, trebuie să vă și dați timp de echilibru, da? De reechilibrare, de recalibrare. Și dacă apare un trio, cum am văzut mai devreme, și situația aceasta în care se pune noțiunea de integritate, se pune în discuție, într-un fel sau altul, dați-vă timp. Of! Diavolul. Legătură karmică. Acesta ar fi sfatul. Evident că nu o să-l iau de sfat. De bună, da. Dar o să-l clarific. N-are cum legătura karmică sau cătușele și lanțurile să fie un sfat bun. Dar este ceva legat de ego, de frici, de Saturn, de contracte. Interesant. Probabil că unii aveți desemnat un contract și alții de rupt un contract. Rămâne de văzut. Wow, 10 de bâte invers. 10 de bâte care pentru mine reprezintă un om care se consumă, ca așa vrea, își asumă responsabilitățile până la epuizare într-o relație. Dar și această relație îl îndepărtează de esența sa, da? Aceste valori materiale. Ei, vine invers. Cine influențează această poveste, acest personaj? Oarecum, bă, pământean ăsta e. Asta e realitatea. Așa să... E ok, omul, dar e prea pământean pentru o regină de cupe sau un rege de cupe. Și aici este întâlnirea dintre voi doi sau situația care trebuie să întâmple. Să oferiți, nu neapărat să oferiți, pur și simplu oferiți prin prezență, prin ceea ce transmiteți la nivel intuitiv. Da? Voi asta sunteți, în preajma voastră, dacă sunteți voi, acest rege sau regină de cupe. Provocarea este ca acest personaj să deschidă sufletul, inima, în preajma voastră și să îmbrățișeze o nouă dragoste, în primul rând, față de ei și apoi față de voi. Provocarea este ca cineva să renunțe la aceste responsabilități. Unul dintre voi muncește pe rupte până la epuizare și nu mai știe ce e dragoste, sentiment, spiritualitate. O legătură karmică. O să clarific diavolul, da? Le vedeți, da? Sunt aici. Țip. Ok. De ce este frică sau de ce vă este frică vouă? Vă este frică, pe de-o parte, că această legătură este karmică, este roata norocului invers. Poate să le fie lor frică. Cuiva, unuia dintre voi, vă este frică eventual că pierdeți banii? Dacă vă schimbați, dacă renunțați, unul dintre voi, cel care trebuie să renunțe la relația karmică și la responsabilități, este teamă că pierde bani, da, pe de-o parte, că e roata norocului invers. Pe de altă parte, cel care este mai spiritual, este conștient, e o oarecare conștiință, neapărat teamă, că dacă stați prea mult în această vibrație, vă blocați energia, da, nu este în poziție normală, este invers. Ce vă doriți? Valetul de spade este un personaj care nu vorbește, dar studiază. Unor poate să spioneze, nu bănuiesc că nu toată lumea va spiona, eu știu, personajul cu care aveți de-a face, dar vă doriți să țineți tăcere și să studiați, să observați. Aha, interesant, să observați în tăcere. Asta e. Ce reușiți să faceți lumea? Încheiați un ciclu. Dacă personajul nu se schimbă, deși în timp, foarte posibil, știți că pentru mine temperanța este, sau vindecarea spirituală este singura care, de fapt, anulează această energie negativă. Dacă acest personaj nu se schimbă și s-ar putea, totuși, în timp, zic, s-ar putea, că așa folosesc eu limbaj, așa vorbesc eu, așa. Eu zic că o să se schimbe, întâlnirea cu voi este de destin. Dar deocamdată lucrurile nu merg și aici este problemuța. Să dați timp, temperanță, răbdare, ca personajul respectiv să se echilibreze, să se transforme, să învețe, să se vindece de aceste energii. La capătul setului de cărți, cineva fuge, clar, cu 7 de spade. Wow! Nu vrea să se implice 8 de monede. Regina de bâte. E teamă să se separe de ceva.
Oh, e teamă de un triunghi amoros pe de-o parte, e teamă de o legătură dezechilibrată, e teamă că este prea fascinat sau prea cucerit de cineva, nu neapărat că regina de bâte musai, s-ar putea să fie o atracție, s-ar putea, sigur, e o atracție cu acest diavol și regina de bâte, invers, e o atracție fascinantă, însă nu vrea să muncească. Acum rămâne de văzut unde sunteți voi în această relație, da. Nu vrea să se transforme. Ia uite, nu vrea. Deocamdată refuză transformarea cineva. Unul dintre voi refuză transformarea. Hai să vedem. Clarificăm diavolul. Uf. Asul de spade, invers. Diavolul nu comunică. Diavolul nu comunică. Are niște secrete. Are o atracție pentru cineva. Și iese un pic din relația 4 de monede și 4 de bâte, iese un pic și din tipare și din relația în care iese această atracție, dar pe care nu o comunică. Hai să mai vedem. A venit foarte repede. Clarificăm diavolul, te rog. Clarificăm diavolul. De ce este în poziția sfatului? Clarificăm diavolul. Uf! Nu, sunt prea multe. Prea multe, încă o carte. Clarificăm diavolul o dată. Mamă, dar multe, multe cărți vin. Cineva ține în secret o bucurie nouă de cupe, o speranță pe care și-o face în această poveste. Ține secret cu această lună și mai ales cu asul de spade. Încearcă să-și păstreze rațiunea cu regele de spade, să gândească rațional, nu vorbește, nici regele de spade, nici asul de spade, da? Sunt săbile invers. Și luna asta, pe lângă faptul că ține în secret, are și niște frici față de această fericire. Nu este obișnuită cu această fericire. Iar este într-o căsătorie, este într-o relație, deși acum am zis, e o căsătorie, e obișnuit să stea în tradiții. Și trebuie să mai așteptați 7 de monede sau să aștepte până se produce trezirea, soarele. Și totuși aș fi vrut. De ce este valetul de spade invers? În poziția dorințelor. Nouă de bâte invers. Dăm cu o carte. Cineva vrea să renunțe la blocaje. Blocajele personale, nu neapărat cele impuse, deși s-ar putea să fie. Sau din cauza blocajelor care au fost, s-a produs această tăcere între voi. Nu puteți să comunicați. Însă, mai dăm o carte. Ce este o dezamăgire? Unul dintre voi, zic unul dintre voi, a fost prea deschis și și-a arătat vulnerabilitatea, poate a vorbit despre suferințele anterioare și chiar dacă n-a vorbit despre suferințele anterioare, s-a produs acum o dezamăgire în acest context, pentru că unul dintre voi, bănuiesc acest personaj, care dacă sunteți voi aici sau așa, unul dintre voi, a încercat să fie deschis cu 9 de bâte invers, este deschidere, da? Și s-a produs dezamăgirea. Pentru că celălalt este închis, da? Este ascuns, nu vrea să arate, nu vrea să comunice. Aici este. Unde sunteți voi, rămâne de văzut. Încerc să fiu cât mai neutră, da? Și atunci mențineți tăcerea, observați în continuare. Asta vă doriți, să observați.
lumea, ce vrea să însemne lumea? Ca și final deocamdată sau ce reușiți să faceți lumea. Înseamnă că încheiați capitolul ăsta și manifestați altceva nou. Dar în ce sens îl încheiați? Haideți să vedem în ce sens îl încheiați. Lumea. Clarificăm lumea. Da, se pune o tăcere, pentru că trebuie înțeleasă lecția spirituală, mai ales personajul care nu are această deschidere sufletească emoțională. Amândouă sunt cărți foarte spirituale, da? Casa nouă a spiritualității și, iar, pentru mine este săgetător varianta superioară a săgetătorului. Da? Mercur și Jupiter, interesant. Mercur vine și pe valetul de spade invers, care tot așa tace ca să înțeleagă. Ca să înțeleagă. Trebuie să se înceapă lumea o nouă călătorie spirituală ca să se producă transformarea. În acest moment s-a pierdut credința, speranța. Eventual, această lipsă de credință se manifeste și la acest personaj care a fost obișnuit să gândească prea materialist și întâlnirea cu celălalt personaj. Prea terestru. Întâlnirea cu celălalt personaj aduce trezirea, dar deocamdată nu se poate manifesta acest început practic, deși există un început emoțional. În acest moment se poate produce sau se pot simți primele vindecări emoționale. Pentru mine asul de cup înseamnă vindecare. Da. Și vindecare arată și temperanță. Și regina de cup e o consilieră. Și consilieră. Am zis bine? Da, am zis sau. Un om de suflet, un om care susține emoțional și regele de cupe la fel. Regele de cupe foarte loial, foarte iubește profund. Voi doi puteți să fiți, dar cineva împreună puteți să fiți. Dar deocamdată trebuie să se închidă acest ciclu, ciclu de legături karmice eventual, da? Să lăsați, care o fi aici, să lăsați în urmă legăturile karmice și să începeți această ardere, această trezire. Cam atât deocamdată. Vedem și la celelalte etalări care vor mai fi de-a lungul timpului, da? Acum, mă pregătesc să strâng cărțile. Mai. Ia uite, am văzut și turnul și regrete. S-a produs o separare între voi și cineva regretă, clar. Și se produce, pentru că n-are cum să nu se produce. Nu poți să oferi dragoste la infinit, chiar dacă vrei. Ia uite, asta le-am mai văzut. Chiar dacă vrei. Mai că am amestecat cărțile într-un hal fără de hal. Și nici nu-i bine să oferi oamenilor care încă nu sunt pregătiți să te înțeleagă. Pentru că consumi o energie valoroasă pe cineva care nu o apreciază. Ofer câteva idei, ofer energie frumoasă cât permite situația. Dacă situația devine toxică, pentru că am văzut diavolul de câteva ori, dacă cineva este prea rațional și nu înțelege asta, dragostea și ce mai este, normal să... Vă retrageți un pic, să vă retrageți oferta, să observați în cât timp se trezește respectiva persoană și tot așa. Și apoi rămâne de văzut. Oricum, aveți răbdare, că asta înseamnă temperanța, aveți răbdare în această poveste dacă vreți. Dacă vreți, dacă nu mai vreți, nu mai vreți. În principiu, cam astea sunt cărțile, da? Okidoki. Hai să vedem. Numărul 2. Este ceva legat de casă, deși știți bine că asta este nașterea Domnului. Foai. Ceva legat de casă și ceva legat de Crăciun. S-a
sau ceva se va întâmpla în perioada Crăciunului. Haideți să vedem. Energia numărului 2. Energia comună sau cea mai intensă. Numărul 2. Sunt multe cărți, vreau doar o carte. Vreau doar o carte. Numărul 2. Numărul 2. O carte pentru numărul 2. O dată. Interesant. Au venit două. 8 de apă, care înseamnă detașare emoțională de ceva care nu vă priește de obicei, și creștere emoțională și creștere spirituală, către 8 merge către 9, merge către flacăra sa pereche sau către echilibrarea masculinului cu femininul, și vindecare, vindecare. Aveți nevoie de vindecare, voi sau ei, rămâne de văzut unde sunteți voi. Vindecare într-o chestiune care ține de casă, și pentru că vorbim de noaptea de Crăciun, de nașterea Domnului, ceva trebuie să se nască în voi. Că de fapt Iisus de ce a venit? Ca să ne vindece, să se sacrifice pentru noi, da? Și aici este o creștere spirituală. E o creștere spirituală care trebuie să se producă în momentul în care lăsați în urmă ceva legat de casă, karmă, ceva, iar variază. Trebuie să alegeți între personajul karmic și personajul dharmic, două personaje, eventual pentru unii două femei. Interesant. Am zis că acum amestec cărțile și cu sus în jos și cu jos în sus, da? Vedem, curăț cărțile pentru numărul 2. Cupe. Am zis 8 merge către vindecare, către 9, dar încă n-a ajuns la 9. Încă nu a ajuns la 9. 9 de cupe, lipsă de speranță. Este nevoia aia de întoarcerea la 8, la transformare. Cineva trebuie să se transforme, cineva nu-i fericit. Cineva este trist pentru că 9 este fericire. Nu este fericit cu el însuși. În primul și în primul rând. Și asta se manifestă și în casă. Pentru că ceva s-a îndepărtat sau cineva s-a îndepărtat de spiritualitate. De această dragoste necondiționată. Știți? Steaua. Aici este provocarea. Băi, deci nu se poate. 9 de cupe este varianta mică a stelei, da? Faptul că a venit invers, am zis că și-a pierdut speranța, credința. Și aici e provocarea să vă găsiți credința. Am vorbit de credință, am vorbit de vindecare. Steaua înseamnă și vindecare, înseamnă și echilibru emoțional. Vindecarea voastră și în funcție de vindecarea voastră se produce și vindecarea în relație. Și în primul rând trebuie să fiți autentici cu voi ca să vă iubiți, pentru că e un personaj gol. Trebuie să fiți autentici. Stelele oricum vă văd fără această îmbrăcăminte pe care... Nu vorbesc de haine, da? Vorbesc de proiecții. Ia uite. 7 de spade. 7 de spade în poziția asta e ok. Deocamdată. Ia să mai vedem. Asul de spade. 2 de monede. 3 de băte. Puterea invers. Wow. 6 de spade invers. Valetul de cupe invers. Și 10 de monede invers. Wow. Am senzația că toată lumea voastră este dată peste cap. La capătul setului de cărți, 10 de monede. Repet, pentru mine este o relație epuizantă, poate să fie și un job, poate să fie și o căsătorie. O căsătorie în care vă asumați responsabilitățile, dar uitați de acest aspect care ține de spiritualitate. Ia uite. S-a produs o separare, un turn, da, o separare asta, sau încercați să evitați o separare, dar nu aveți puterea să luptați, așa văd. Pe de o parte, nu aveți puterea să luptați pentru că sunteți epuizați într-o situație obositoare. Încercați să evitați o ruptură, eventual, de aceste responsabilități, dar în momentul în care evitați această ruptură, eremitul, ia uite...
Mai aveți ceva de învățat. Nu intrați pe călătoria spirituală. Nu intrați pe vindecare. Aveți multe. Aveți multe. Și lumea este invers. Capitolul nu este încheiat. Karma încă nu este înțeleasă. Uf. Vreți adevărul. În ultima vreme vreți să nu mai fugiți de voi. Vreți să nu mai fugiți de voi. În primul rând. Și este minunat. Asta pentru că aveți și asul. În ultima vreme vreți adevărul. Vreți să spargeți orice blocaje. Sunt între voi și soare. Între voi și trezirea voastră. Între voi și bucurie. Soarele înseamnă și bucurie. Da? Vreți să aveți victorie. O victorie corectă. Și ați obosit să așteptați. Dar, pentru că trei de bâte așteaptă. Nu mai aveți răbdare să așteptați, dar totuși, pentru că trei de bâte invers dă înspre doi, sunteți conștienți că trebuie să alegeți între relația în care v-ați mințit, da, cândva v-ați mințit, acum este invers, care v-a îndepărtat de spiritualitate sau de dragoste față de voi, de stima pe care ar trebui să o aveți față de voi, și relația, că asta înseamnă doi, relația care vă duce către credință, care vă crește spiritual, care vă vindecă, care vă aduce victorie. Trebuie să vă faceți planuri pentru o nouă lume, o nouă viață. Și iar doi de monede, faptul că a venit invers, înseamnă că urmează după acest plan pe care îl faceți să și alegeți. Veți alege. Da, nu veți mai fi într-un veșnic balans, veți alege. Veți începe practic, pentru că doi dă invers, dă înspre valetul de monede. Începeți practic ceva, alegeți valorile pe care, aici e provocare, eu sper să alegeți totuși vindecarea. Sper să alegeți spiritualitatea. Sper să alegeți dragostea față de voi. Sper să alegeți transformarea emoțională. Le vedeți? Hai să le pun mai aproape. Le vedeți? Da? Am vorbit, sper să vă alegeți o relație care vă echilibrează. Sfatul este să renunțați la ego, puterea invers. Pe de o parte, unii dintre voi chiar sunteți epuizați într-un cuplu, da? V-ați pierdut puterea și sfatul este să vă regăsiți, să întoarceți invers cartea, să produceți această transformare 8-8, să îndrăzniți. Ca să aveți victorie, trebuie să îndrăzniți această transformare. Dar, eventual, să renunțați la cineva care a fost foarte egoist și din cauza acestui personaj sau lupte în cuplu sau dorința de putere sau ego-ul cuiva, al vostru sau al cuiva, v-a îndepărtat de dragostea adevărată pe care trebuie să o aveți față de voi. Exterior, semn de aer. Eventual, un semn de aer ar putea să se întoarcă la voi. Pe de o parte. Pe de altă parte, 6 de spade invers înseamnă că, da, e influență exterioară. Da, cineva vrea să se întoarcă la voi. Cineva vrea să se întoarcă la voi. Însă, interesant, valetul de cupe invers, unul dintre voi, bănuiesc că voi, nu știu de ce, așa simt, nu vrea să ofere iertarea cuiva. Eventual, cel care încearcă să se întoarcă la voi. Asta pentru că apare și 10 de monede invers în poziția dorințelor. Poziția dorințelor este această relație sau job epuizant. Însă faptul că a venit invers este că vă doriți 10 merge către 9, către independență. Vă doriți independența și atunci dacă cineva vrea să vină să se împace, nu prea văd eu că v-ați împăca. Pentru că vreți independența. Vreți să alegeți, repet, relația care vă duce către 9, iar 10 dă înspre 9, creștere, 9 de cupe. Înțelegeți? Vă doriți transformare și vă doriți. Rămâne de văzut în cât timp o să reușiți să o faceți. Eventual, unii dintre voi vă doriți un personaj care nu este căsătorit, căsătorită, preîmpărăteasa. Un personaj frumos. Vă doriți să ieșiți din tradiții, vă doriți să ieșiți din normele sau proiectele familiale în care v-ați fost învățați.
Ce reușiți să faceți? E drăguț. 5 de cupe invers. 5 de cupe renunțați la lacrimi, la regrete. Și începeți să vedeți acest 2 de cupe, oferta cuiva. Sau să simțiți, sau să acționați, că trebuie să alegeți. Ia 2 de bute și alegeți. Vă doriți o relație în care să aveți echilibru, e balanță, justiție. Cât oferiți, atât să și primiți. În principiu, asta înseamnă egalitate, da? În această relație, dacă ați experimentat relații dezechilibrate, vă doriți relații echilibrate. Și veți face acest lucru, se va face dreptate într-un fel sau altul. Eventual, vreți să înțelegeți, să vă descoperiți dragostea față de voi? Aveți un interes față de un personaj care vă inspiră către această transformare emoțională și țineți în secret acest lucru? Sper să nu se decaleze sunetul pentru că am pus un pic de pauză. În primul rând, renunțați la regrete, ori voi, ori cineva. Dacă acest 9 de cupe nu sunteți voi, acest personaj se va detașa de suferință și va încerca să-și echilibreze viața, de, măcar din punct de vedere financiar. Și probabil că este cineva cu marcaj în pești, rac, scorpion. Pentru unii dintre voi. Dar este nevoia de echilibru, clar. Într-o situație dezechilibrată a fost, dar se va echilibra. Că sunteți voi, că sunt ei la care vă gândiți, unul dintre voi începe ceva nou, un proiect. Care îl aduce stabilitate. Da. Cam atât deocamdată. Haideți să trecem la următorul număr. Următorul număr. Ce ar mai fi de spus? Până una alta. Crăciunul, să nu uitați că este un moment important, foarte posibil pentru unii. Dacă v-ați pierdut credința sau dragostea față de voi sau sunteți supărați sau vă gândiți, aveți în suflet pe cineva care este un pic supărat pe voi, provocarea este să vă găsiți credința în acest moment special, eventual să vă rugați mai mult în acel moment de sărbători, să vă bucurați de sărbători ca să vă reactualizați credința, să vă reactualizați această transformare emoțională prin care trebuie să treceți, vindecare. Pentru unii provocarea este că aveți de-a face cu un personaj strălucitor și voi sunteți un pic supărați pentru că, am zis mai multe mesaje, pentru că voi nu sunteți acolo cu vibrația, nu sunteți acolo și știți că aveți multe de făcut, de-aia au venit și cărțile invers. De-aia au venit și cărțile invers, dragii mei. Trecem la următorul număr. Cina cea de taină seamănă. Sau împărtășirea? Sau pentru unii ar putea să fie un triunghi? Sper că nu. Sper că nu. Mai este o variantă pentru unii. Sunteți într-o situație în care trebuie să alegeți. Și sunteți, alegeți ceva important, să alegeți dragostea. Vindecarea, împărtășirea, am zis. Și aveți de o parte și de alta o tentație și o... Adică îngerul negru și îngerul bun. Unul zice una, altul zice alta. Rămâne de văzut ce... V-am dat mai multe variante să vedem în ce situație sunteți. Ok, curăț cărțile pentru numărul 3. Am zis că acum citesc și cu cărțile invers. Ok, numărul 3. Energia generală pentru numărul 3.
Iar au venit două cărți. Ha, interesant, au venit invers. Mai sper să le transformați. Pe de-o parte, regina de aer nu este o vibrație foarte bună. Iar regina de aer este corectă. Este inteligentă. Bine, e inteligentă și invers. Să sperăm, da? Regina de aer este minunată. Are niște idei sclipitoare. Însă, invers, devine foarte negativă. Un personaj care se concentrează pe negativ, pe partea goală a paharului. Uneori poate să vorbească prea dur, să nu fie corectă, să bârfească. Deci, e varianta negativă. Și nouă de apă. A, nu? Da, nouă de apă a venit invers. Iar o supărare în preajma acestui personaj, dacă e un personaj, sau stând în această vibrație, vă îndepărtați de binecuvântările care ar trebui să le primiți. Dacă manifestați vibrația în poziția normală, dreptate, inspirație, profunzime, înțelepciune, vă bucurați de binecuvântări și raționale și emoționale. Interesant. Totuși să las cărțile invers? Vedem. Dacă aveți puterea, ia uite, destin. Vă gândiți la destin. Să sunteți într-o relație, trebuie să vă emoționați. Ia uite, interesant, a venit aer și emoții și au venit invers. Trebuie să echilibrați emoțiile cu intelectul. Să vă conectați la intuiție. Și să manifestați destinul vostru, vă îndepărtați de binecuvântările voastre în momentul în care stați în această vibrație, că e a cuiva, că e moștenită, că sunt tipare de familie, de societate, este un personaj, partener, iubită, la la la, da, vă îndepărtați. Ok, am zis că folosesc și cărțile invers, ok, ok, am pus invers și amestec o dată. Cineva, magicianul, vrea să-și impună, ia uite, are un limbaj destul de dur și să-și impună ideile. Cu acest împărat, încearcă să vă domine mental. Ia uite, regina de cupe. Vai, ce frumos. Deci, unul dintre voi nu sunteți supărați, aveți o atracție pentru cineva și sunteți triști că nu puteți manifesta această dragoste. Sau sunt două femei, evident. Însă, hai să vedem, o dată, de două ori, de trei ori, central, opt de pâte, ok, provocarea este cavalerul de pâte invers, n-aveți curaj, vă este teamă de o aventură, vreți să mergeți mai departe, vreți să mergeți ia să vă transformați viața într-o direcție care vă aduce pasiune, care va duce comunicare interesantă, care va duce creștere. Opt este intens și duce către nou, către creștere. Cresc, da? Merg săgețile în sus. Pe de o parte este și o aventură. Este o atracție. Este o atracție față de cineva și totuși încercați o atracție, clar, cu valetul de bâte. E o atracție, e ce provocarea. Vedem ce alte cărți apar. Am zis că e un triunghi amoros pentru unii. Posibil. Regele de monede, trei de bâte, iau regele și regina de monede, partenerul, să zicem, partenerul divin pentru unii. Și totuși, opt, regele de cupe vă influențează, dar a venit în poziție normală. Și atunci, dacă a venit în poziție normală, să este un om echilibrat emoțional, un om care vindecă, care inspiră, care vă inspiră central să depășiți niște, pe de-o parte vă și atrage sexual, dar să mergeți către nouă, către creștere spirituală. Ia uite steaua. Puh. Și cavalerul de cupe. Dar clar că vă doriți acest personaj. Nu zic musai că semn de apă, dar vi-l doriți. Apare cavalerul de cupe. Nu contează zodia. Și totuși. La capătul setului de cărți, ia uite, șapte de spade, turnul invers, iar e lumea. Nu vă puteți, nu încă mai aveți ceva de învățat ca să puteți manifesta un nou început.
Undeva există un potențial că-l vreți, s-ar putea să-l vreți cu aceste cărți, să mergeți mai departe, însă e o separare care cineva a aflat adevărul. Sau așa simt pentru unii. Cineva a aflat adevărul despre o aventură. Că s-a materializat, că nu s-a materializat, a fost o aventură pentru cineva. Am văzut și magicianul și cavalerul de bute invers. Da? Și s-a produs o separare. Acum, că s-a produs separare de partea a treia, că se evită separarea de cuplu inițial, iar poate să varieze. Dar faptul că a venit eremitul invers înseamnă că cineva încă nu a intrat pe vibrația vindecării și a călătoriei spirituale. E teamă încă, e teamă. Apare teamă în poziția fricilor. În fine, hai să mai vedem. Deci, central, mare pasiune, atracție, comunicare față de cineva care vă îndeamnă să ieșiți din niște tipare. La baza acestei cruci aveți o relație destul de rece, destul de neplăcută, în care trageți amândoi. Și apare totuși cineva care vă inspiră. Clar, cineva care vă inspiră. Care vă inspiră către schimbare. Poate au fost niște probleme financiare pentru unii. Dar comunicând cu cineva, puteți avea niște idei, dar să mergeți mai departe, dar acest cavaler a venit invers. N-aveți curajul, aveți idei, dar n-aveți curajul. Separați mesajele că sunt diferite, da? Deci la bază apare 5 de monede. Trageți din greu într-o relație cu cineva, în frig, vai de capul vostru, da? Și totuși în prezent aveți o regină. O regină care, regina inspiră. Dacă voi sunteți aici soți și soții, aveți în prezent un personaj care vă oferă stabilitate și valoare. Că fi soțul, soția voastră sau că este un partener pe care vi-l doriți să fie soțul și soție, la aceeași valoare cu voi, în condițiile în care aveți pe cineva cu care trageți din greu, iar poate să varieze. Și această atracție încă aici e provocarea. Dacă să mergeți către acest personaj sau nu. Pentru că regina de cupe, de monede, o fi de cupe, regina de monede are valoare specială. Are o valoare specială. Și voi aici, în ultima vreme, oameni stabili, oricum, poate prea concentrați pe lumea asta materială și pe tradiții, descoperiți în comunicare, eu simt că o comunicare, da? Și atracție, atracție între voi doi. Deci e provocarea, dacă lăsați atracția să se manifeste, sau nu? Asta e un mesaj pentru alții, poate să fie soția voastră și să apară atracție din partea voastră către altcineva, regele de cupe, și să încercați să vă abțineți, pentru că sunteți într-un cuplu. Și în viitor apare 3 de monede, apare așteptarea. Ce faceți? Mergeți către flacăra voastră geamănă sau rămâneți în această relație karmică? Unii dintre voi. Posibil să fie și la distanță comunicarea cu acest personaj. Dacă este al treilea personaj. Să fie la distanță. Sfatul este să vă concentrați pe creșterea voastră financiară, pe stabilitate, pe transformarea voastră și în primul rând să vă regăsiți valoarea adevărată. E și un foc. Aici este... Nu sunt doar monede, este un foc. Este valoarea adevărată și spirituală, nu doar fizică, materială. Munciți în transformarea voastră. Dacă această relație între voi doi, soț și soție, este rece, munciți ca să vă transformați, aveți de 2x8. Influență exterioară, regele de cupe, sper să mă țină bateria. Un om, bărbat, femeie, da? Care vă poate vindeca, care vă poate oferi dragoste profundă, vă declanșează aceste sentimente, dar nu poate fi tratat oricum, da, ca un aventurier.
Aici este provocarea. Și pentru că au venit cărțile invers, am zis, dacă sunteți în preajma cuiva și aveți o vibrație nesănătoasă, ca să nu zic negativă, musai, nu vorbesc de zodii musai, sunteți nefericiți într-o situație neplăcută, încercați să manifestați abundență, inspirație, înțelepciune. Și asta înseamnă multe. De ce vă este teamă de stea? Pentru unii acest personaj e un consilier, pentru unii e un om care atrage atenția, poate să fie și artist, dar nu e obligatoriu, dar în general poate să fie. Și pe de altă parte, faptul că a venit steaua invers, înseamnă că, nu invers, în poziția fricilor vă este teamă de vindecare, vă este teamă de emoții, vă este teamă de... Steaua înseamnă credință, vă este teamă, de-aia am zis trei. Vă este teamă de destinul vostru, am zis de binecuvântările voastre, în poziția fricilor. Sau că nu vă veți bucura de aceste emoții profunde pe care amândoi le simțiți voi și cu încă cineva. Vă doriți acest personaj, vă doriți să vină, să comunice emoțional cu voi, să fie romantic, să fie blând, că aveți nevoie, că sunteți prea pământeni, a stat în frig, a stat în relații reci. Vă doriți pasiune și romantism, și delicatețe, și blândețe. Vă doriți. Și să vină ei și eventual să învățați și voi, să învățați că am văzut eremitul de azi, zic. Și totuși finalul este regele de spade. Regele de spade. Iar regele și regina. Dar a venit regina invers, de fapt. A venit regina invers. Aici este transformarea vieții voastre. Regele de spade deocamdată nu comunică. Pentru unii să vă fie teamă de un vărsător. Să zice, la modul simplist. Dar nu vreau să mă fixez pe așa ceva. Finalul este... Că trebuie să vă conectați la alte unul dintre voi rămâne totuși rigid. Regele de spade, 5 de cupe și 4 de monede. Unul dintre voi rămâne totuși nu se deschide emoțional, e mai tăcut, mai puțin vorbăreț și rămâne în aceste șabloane, da? Regele și regina, 4 și 5 de monede. Această sărăcie emoțională și șabloane, clișeuri tradiționale, da? Încă cineva nu se deschide și din cauza că cineva nu se deschide, nu zic care, deocamdată, unul dintre voi, se produce regretul, sau se produc regretele, lacrimile. E un triunghi, totuși, e un triunghi pentru unii. Pentru unii e un triunghi. Aveți potențial de bucurie și de fericire. Țineți de această bucurie, de această speranță, de această fericire, de aceste binecuvântări și eliberați-vă de clișee, de tradiții care vă țin departe de varianta voastră cea mai bună. Țineți eventual acest personaj, semn de apă sau nu neapărat semn de apă, cu marcaj, un om blând, iubitor, romantic, spiritual, țineți la acest personaj și eventual acest celălalt om din viața voastră, perechea voastră, care nu e obligatoriu să fie semn de pământ, perechea voastră cu care aveți o relație rece, pentru că regele de spade este rece, care posibil să fie această regină de spade invers, da? Acesta să regrete ceva. Dacă voi mergeți înspre fericirea voastră și țineți să manifestați fericirea voastră, acest personaj va plânge, eventual.
Eventual. Aveți putere. Aveți putere. Să depășiți niște, iaute, niște decepții, niște răni și să mergeți, iaute, valetul de pute, să vă exprimați pasiunea și să materializați această pasiune și să vă luptați pentru transformarea voastră, da? 8 de cupe către 9. Pentru că vreți și voi să fiți fericiți, iaute. Da, cam atât deocamdată. O să mai facem etalări. Este prima deocamdată pentru decembrie, la alegere. Vă rog frumos, ar trebui să clarific multe, dar totuși nu am timp. Selectați-vă mesajele, transmiteți-mi ce și cum, cu ce rezonați și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup! Pa, pa!